Am revenit, doamnelor și domnilor, în direct, în cea de-a doua parte. Alături de mine se află domnul Ramon Moldoveanu, candidat Colegiul 3 Senat, Alianța România Dreaptă. Bună seara, bine ați revenit, domnule Ramon Moldoveanu. Mulțumesc, bine v-am regăsit. Cum decurge campania electorală, domnule? Din punctul meu de vedere, tot mai bine și mai bine, în sensul în care antrenamentul deja pe care l-am acumulat de 3 săptămâni își face simțită eficacitatea și pot să spun că lucrurile se așează tot mai bine și mai bine în ceea ce mă privește pe mine ca și candidat, sigur că da. Și întrucât suntem după o zi specială, am trecut de o zi specială, mă refer la 1 decembrie, unirea Principatelor Române, mă rog, unirea Țărilor Române, de la 1 decembrie 1918, v-aș propune o temă care mi-a intervenit, să zic așa, în minte, în urma evenimentelor pe care le-am petrecut sâmbătă, de 1 decembrie. Și această temă, deși va sună poate dur și incisiv, dar ea denotă o realitate crudă, tema pe care vă o propun este patriotism sau ciolan pentru politicienii români. Dumneavoastră ce ați făcut de 1 decembrie? Am sărbătorit această zi cu decență în două comune respectiv și în final am închis periplul meu în orașul Gherla, unde am prins și mi-am programat să fiu de față la depunerea de coroane la Monumentul Eroilor din centrul orașului. De ce v-am propus această temă pentru a o dezbate astăzi? Pentru că, așa cum am spus de fiecare dată în emisiunea dumneavoastră, clasa politică trebuie schimbată. Mă rog, începută schimbarea în clasa politică. Cu aflux de politicieni tineri, sigur, în maturitatea vârstei atât profesionale cât și politice, iar ceea ce s-a întâmplat sâmbătă n-a făcut altceva decât să demonstreze încă o dată, cu vârf și îndesat, că acest deziderat trebuie să se întâmple nu prin voința lui Ramon Moldoveanu, ci prin voința alegătorilor. Și o să trec la câteva fapte concrete. Sâmbătă am asistat la Gherla, la o cum să-i spun numai, la o reprezentație jalnică, dar jalnică, a oamenilor politici, a unora dintre oamenii politici, și anume a celora care păstoresc pe de o parte orașul și pe de altă parte conduc nu tot USL-ul, ci Partidul Național Liberal, pentru că acolo, bineînțeles, ne-am întâlnit cu mai mulți candidați la Gherla. A fost un centru de greutate, să zic așa, al evenimentelor pentru derulate cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale. Și am avut surprinderea să constat pe viu că dacă patriotism nu e, nimic nu e. Și acest lucru o să-l explic în minutele următoare. V-ați exprimat și dorința de a fi sunat în direct de către telespectatori. Dacă doresc să vă adreseze o întrebare, 212772 numărul de telefon, 0264 prefix, dacă doriți să intrați în direct cu invitatul meu, domnul Ramon Moldoveanu, candidat Colegiul 3, Senat, Alianța România Dreaptă. Mă adresez în această emisiune în mod special locuitorilor orașului Gherla, care au fost de față la derularea evenimentelor și în mod special la Casa de Cultură, unde s-a încheiat ziua festivă, cu un spectacol folcloric și unde o parte din eșichierul politic s-a devoalat și s-a demonetizat încă o dată față de marele public și marele electorat.
Dar voi reveni. Ce ați surprins dumneavoastră acolo? Voi reveni la firul evenimentelor. Deci mă adresez locuitorul orașului Gherla, îi rog să sune pe acest număr de telefon, răspund la absolut orice întrebare, dar nu numai orașului Gherla, pentru că, din păcate, cei care candidăm la Colegiul de Senat ne adresăm și alegătorilor din municipiul Dej și comunele limitrofe. Doar candidații de deputați se adresează, aferent Colegiului 5, se adresează doar Colegiului de Gherla și comunele aferente. Dar noi, senatorii care candidații la Senat, ne adresăm atât alegătorilor din Gherla, cât și celor din Dej, cât și celor din Câmpia Turzii. După depunerea coroanelor, care s-a desfășurat în ritmul normal și în protocolul obișnuit, a urmat un spectacol folcloric care s-a derulat la Casa de Cultură a orașului Gherla. Sala a fost arhiplină, a fost un spectacol frumos, indiscutabil, cu o reprezentație bună din partea formațiilor de muzică populară locală, a corului orașului Gherla, n-am reținut numele. Iar în final, domnul primar, Sabo Marius, primar PNL, a avut curajul să afirme personal că el consideră încheiată ziua de 1 decembrie 2012, adică consideră încheiată din proprie putere, de la sine putere, ziua de 1 decembrie, și putem trece la campania electorală începând cu ora 18, când s-a încheiat spectacolul folcloric. Sigur că toată această procedură a fost regizată, întrucât întâmplarea face că în sala, arhiplină de altfel de public, nu mai erau ca din întâmplare decât doi candidați ai opoziției, PNL, USL. Respectiv Ramon Moldoveanu și colega mea Felicia Gheorghiu, care și noi am vrut să plecăm mai repede, cu ceva timp, întrucât spectacolul a durat vreo 2 ceasuri, plus depunerea de coroane și, sigur, mai aveam și alte treburi, inclusiv de campanie, inclusiv personale. Dar nu că am avut o presimțire. A fost un spectacol deosebit care ne-a ținut pe loc. Și nu am vrut să plecăm. De comun acord am rămas acolo în rândul 2, unde am fost, ca și oficialități. Deci, la sfârșitul programului, domnul primar Sabo Marius a luat cuvântul și a spus așa. Nu pot să zic că citesc, dar vă relatez firul, esența mesajului. Dânsul consideră că avem un eveniment important, 9 decembrie, suntem în campanie și că propune ca campania, sărbătoria Zilei Naționale să se termine pe loc la ora 18, cam pe când s-a terminat programul, și să facem campanie electorală. În consecință, invită pe scenă pe toată lumea, pe toți candidații care se află în sală. Din întâmplare, pentru că mesajul dânsului a venit doar la sfârșitul spectacolului, în sală se aflau categoric candidatul Radu Slati la Colegiul 5 deputați, Gherla, și candidatul la Colegiul 3 Senat, Marius Nicoară. Așa cum v-am spus, și noi intenționam să plecăm mai repede, dar cu ceva timp, dar calitatea spectacolului ne-a ținut pe loc. Ghinionul lor. Am urcat pe scenă. A invitat întâi senatorii, respectiv pe mine, cei care au fost în sală. Nu mai era nimeni decât eu și cu domnul Nicoară. Am urcat pe scenă, domnul Nicoară, în calitate de mare galant, mi-a oferit dreptul, să iau primul cuvântul. A știut dânsul de ce face treaba asta. Am luat cuvântul, am spus doar că mă numesc Ramon Moldoveanu, sunt candidatul ARD și nu doresc să fac politică în ziua de sărbătoare a Marii Uniri. Și propun, ca să păstrăm această propunsări și candidaților care mai vor să cuvânteze pe scenă, să respectăm această
acest bun simț al patriotismului elementar de care trebuie să dăm dovadă toți. Și m-am retras. A luat cuvântul domnul Nicoară. Domnul Nicoară și-a făcut o campanie în cea mai josnică speță posibilă la microfon în ziua de 1 decembrie cu o sală arhiplină care a așteptat și care a urmărit de fapt un spectacol național pe tema națională, pe tema unui patriotism pe care pot să spun că de cele mai multe ori și marea majoritate dintre noi l-au pierdut sau l-au uitat. Și ce v-a deranjat într-atât? Am înțeles că sunteți foarte oarecum supărat, jignit de ceea ce s-a întâmplat acolo. Am înțeles că vi s-a dat și noastră cuvântul din ceea ce relatați dumneavoastră. Da. Ați putut și dumneavoastră să vorbiți. Ați preferat, dacă îmi dați voie să înțeleg așa și, și pentru telespectatori, ați preferat să păstrați această decență, așa cum spuneți dumneavoastră, adică să nu politizați. Dar totuși prezența dumneavoastră în sala, acolo, a avut un scop oarecum politic, electoral, chiar dacă nu ați dorit să vorbiți, dar totuși prezența dumneavoastră acolo a avut un anume scop, fiind în campanie electorală, pentru că probabil dacă nu erați în campanie electorală, ați fi ales Clujul sau la dumneavoastră acasă. Dacă voi fi ales senator, fiți convinsă și le spun tuturor gherlenilor, în mod special pentru că evenimentul acesta s-a întâmplat la Gherla, că mă vor vedea acolo, în teritoriul lor, la sărbătorile naționale. Nu știți că la deja a fost un spectacol celest, un foc de artificii foarte frumos și a fost... La ora 20, presupun, sau la ora 18, Așa cum a fost și la Cluj, de altfel. Este un spectacol deja tradițional. Dar să revenim la Gherla. Cuvântul care definește cel mai bine situația este decența și bunul simț și adevăratul patriotism. Nu, eu nu spun că eu, Ramon Moldoveanu, sunt adevăratul patriot. Dar de decență și bun simț, asta da. Deci, să-ți faci campanie, aș dori să știu unde s-a mai făcut campanie deșanțată. Eu sunt candidatul X, am făcut aia, v-am dat aia, am făcut aia, o să mă cunoașteți, m-ați cunoscut, o să vă mai fac aia și votați USL. Unde ați mai auzit de 1 decembrie, îi întreb și pe Gherlen și pe Dejen, unde au mai auzit o asemenea campanie de 1 decembrie? Acum de 1 decembrie, nu de anul trecut, nu de acum 4 ani. Eu nu cred că s-a mai întâmplat așa ceva. Decât cu aceste două personaje, care s-au folosit de acest tip și de acest eveniment, în concubinaj cu primarul lor, Sabo Marius, să tragă caimacul pe tortul lor, sau la cafeaua lor, cum se spune. Eu am avut minima decență și am spus, la fel și colega mea când a urcat pe scenă, a spus, sunt într-un totul de acord cu atitudinea colegului meu Ramon Moldoveanu, nu doresc să fac politică, mulțumesc, vă doresc sărbători fericite și s-a retras. Domnul Radu Zlati, idem, a fost puțin mai decent decât Marius Nicoară pentru a-și face campanie. Acesta a fost evenimentul bun. După ce domnul Marius Nicoară a făcut declarația aceea de campanie deșanțată la microfon, eu am luat din nou cuvântul și nu s-a așteptat nimeni din sală și le-am spus un singur lucru gherlenilor. Stimați gherleni, eu am respectat decența și întâietatea zilei, mă rog, importanța zilei de 1 decembrie, ceea ce contra candidatul meu n-a făcut-o. Vă las pe dumneavoastră să apreciați cine anume merită, care dintre candidați merită votul dumneavoastră la 9 decembrie. După care m-am retras de pe scenă. Aici discutăm de decență și de o prestanță publică pe care politicienii, indiferent cum se numesc și din ce partid fac parte, trebuie să o aibă, pentru că ele sunt... Politicienii sunt persoane publice. Ei nu sunt persoane individuale. Dacă vor să rămână persoane individuale, să iasă frumos din politică și să se ocupe de problemele personale. Nu a fi persoane publice. Când ești persoană publică, trebuie să fii în mod firesc și în mod normal, în mod decent. Trebuie să fii
un exemplu pentru alegătorii tăi. Asta cer alegătorii. Nu invers. Alegătorul să fie etalon pentru politician. De aceea este blamată atâta clasa politică astăzi. Dar spectacolul jalnic nu s-a terminat aici. Pentru că seara, când s-au aprins luminile la Gherla, aflu cu stupoare, pe ziua de 1 decembrie, în seara, că domnul primar Sabo Marius își permite să afișeze o pancardă de sponsorizare în parcul central din Gherla, la pomul de Crăciun, care s-a aprins cu ocazia zilei de 1 decembrie și care o am aici și am făcut poze și am listat-o, în care i-a ghicit ce scrie: senatorul Marius Nicoară și deputatul Radu Slati. De când Radu Slati este deja deputat? Asta e una. De când această pancardă are dreptul să figureze pe bani publici în parcul orașului? Vezi, doamne, ca și sponsorizare a acestor doi domni. Și eu aș vrea să sponsorizez. Eu de ce nu pot să apar acolo cu pancardă? Pentru că domnul Sabo Marius nu acceptă orice fel de sponsorizări. Acceptă numai de la tovarășii dânsului. Ei, asta nu mai este campanie. Asta este deja reclamație la bej. Ca să nu mai vorbesc că la Consiliul Local m-am interesat și au fost alocați bani din bugetul Consiliului Local expres pentru această acțiune de iluminat și, mă rog, de pavoazare de sărbători, din câte am înțeles, 100.000 de roni. A mai fost nevoie și de o sponsorizare de tipul acesta? Ca să fim bine înțeleși. A mai fost nevoie? Dacă a mai fost nevoie, nu-i nimica. Domnul Marius Sabo va trebui să depună contractul de sponsorizare. Și nu retroactiv, ci trebuie să-l aibă înainte de 1 decembrie 2012. Dacă domnul Marius Sabo, primarul al orașului Gherla, e dispus să dea telefon la numărul afișat pe ecran, aștept cu cel mai mare interes telefonul dânsului. Mai are la dispoziție câte minute, întreb și eu pe colegii mei din regie. 7 minute mai are la dispoziție să intre cu dumneavoastră în direct, dacă dorește să... Deci, stimați gherleni și stimați dejeni, aceștia sunt politicienii care vă cer votul. Dacă aceștia credeți că merită votul dumneavoastră, votați-i. Dacă nu, votați schimbarea. Votați schimbarea, pentru că cu astfel de oameni, parlamentul nostru nu numai că este sub linia de plutire, dar ne scufundăm cu totului. Și nu cred că mai apucăm următorii 4 ani. Să rămânem ca și o țară, mă rog, hai să spunem, în Europa. Încă un exemplu. Spicuiri din presă. Acestea nu sunt comentariile lui Ramon Moldoveanu, sunt comentariile presei de Cluj. Am aici un articol din City News, cel de jos, de aici, legat de domnul Marius Nicoară. Ce se fac dacă domnul Marius Nicoară nu respectă regulile jocului și se crede mai presus decât ceilalți sau mai presus decât lege? E contracandidatul dumneavoastră. Da, dar ce să-i fac? Ceilalți contracandidați nu au făcut prostiile care s-au întâmplat sâmbătă. E principalul competitor. E principalul competitor. Sigur că da. Și spicuiesc aici un paragraf. Domnul Marius Nicoară, împreună cu Giacomo Dreoni, colegul dânsului de campanie cu care îl ajută în campanie, afirmă că fac aproximativ 450 de kilometri zilnic în campanie. Și acum citat: Giacomo conduce, eu mai mult mă odihnesc, citesc problemele pe care le primesc de la oameni și încerc să le răspund
inclusiv pe Facebook, dacă am semnal în zonele pe unde ajung, a povestit domnul Nicoară. Este citat din City News. Alt citat. Din ziua de Cluj, în data de 18-11. Candidații, titlul articolului se numește Candidații Clujului ignoră internauții. Apropo de Facebook-ul pe care domnul Nicoară îl invocă. Dacă în urmă cu o săptămână, citez, site-ul lui Marius Nicoară îi făcea acestea campanie pentru alegerile locale din vară, repet, eram în data de 18-11, la aproape 10 zile de la începutul campaniei, între timp, candidatul SL pentru Senat în Colegiul 3 și-a actualizat pagina web prin două postări, într-una publicând harta colegiului său, iar în cealaltă fluturașul său de campanie. Altfel, la secțiunea programul de guvernare, tronează tot programul electoral pentru primăria clujană. Primăria clujană la care dânsul a candidat în iunie 2012. Ce să credem din aceste... Am dat iarăși două exemple la îndemână, mă rog, la întâmplare, nu la îndemână, citate din presa zilei. Nu citatele lui Ramon Moldoveanu, nu filozofiile lui Ramon Moldoveanu, ci citate din presă legate de Marius Nicoară despre ceea ce afirmă dânsul și ceea ce face dânsul în celălalt articol. Despre Radu Zlati nu mai vorbesc, că dânsul este venit de pe alte meleaguri, nu vreau să-i spun cuvântul, dar aș putea să-l citesc și pe dânsul de aici, dar n-are rost, că ajunge cât am vorbit despre oameni care cer votul și nici nu știu, cu asemenea politicieni, cred că nu ajungem unde trebuie. Am o curiozitate. De ce ați ales Viela pentru a încheia ziua de 1 decembrie? Pentru că Gherla este centrul meu de greutate al teritoriului. Este mijlocul între Dej, mijlocul 1, fix geografic sau fix geometric, între Dej și Câmpia Turzii. Și eu am făcut un periplu, la Dej nu am ajuns. Am trimis doar o coroană și am rugat-o pe colega mea, Mihaela Suciu, să o depună. În schimb, am fost la Apahida, am fost la Mociu, am fost la Ceanu și m-am întors pentru ora 15 la Gherla. Tocmai pentru că este centrul meu de greutate. Întâmplarea, eu nu am știut că vine și restul lumii. Deci eu m-am dus pentru că așa mi-am programat să fiu împreună cu colega mea. Colega mea, evident, Felicia Gheorghiu, evident că era în Gherla pentru că ea în altă parte n-are unde să meargă. Acesta este colegiul ei. Eu puteam să vin din altă parte. Da. De ce credeți că oamenii sau cei care ne-au urmărit în această seară, cei care vă cunosc, au reușit să vă cunoască, să spunem, cât se poate în această campanie electorală, în colegiul 3, ar trebui să vă voteze? De ce ar trebui să mă voteze pe mine? Într-un minut, vă rog. Pentru că eu, dacă mă dezbrac de haina politică, în spatele meu stau niște realizări personale pe care le-am făcut fără politică, fără politicieni și le-am făcut personal în decursul timpului, în 20 de ani de privatizare și de muncă în mediul privat. Eu, dacă nu câștig, pentru mine nu este o problemă și nu este un dezastru personal. Mă întorc înapoi la mine la firmă și îmi continuă activitatea de antreprenor. Și în primul rând, sau între motivele, într-unul din motivele importante, reprezint generația tânără de politicieni, sunt în plinătatea forței politice și intelectuale și manageriale, și am foarte mult de dat. În spatele meu stau foarte multe lucruri, inclusiv activitate civică. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ramon Moldoveanu, pentru prezența în această seară. Cu dumneavoastră ne mai întâlnim joi seara, așa de este, la ora 20, în data de 6 decembrie. Domnilor, scurtă pauză, revenim în cea de-a treia parte a emisiunii
alegerile parlamentare 2012, rămâneți cu noi.